Bună ziua tuturor prietenilor din România! Astăzi vreau să vă vorbesc despre experimentul lui Eratosthen. El ce a făcut? El, în mod foarte precis pentru timpurile în care trăia, a reușit să ajungă să înțeleagă care este circumferența Pământului, unde Pământul este un glob. El credea așa că Pământul este un glob. Ce a făcut el? El știa faptul că Siene, actuala Swan și Alexandria, sunt pe aceeași meridian, în Egipt, la o distanță de 800 de kilometri una de celelalte, Alexandria fiind mai înspre nord. Deci, în 21 iunie, exact când soarele era cel mai înalt în Siene, pentru că Siene este exact pe tropicul Cancerului, el a pus un băț, o bucată de lemn la pământ și a văzut că aceasta proiecta o umbră formând un triunghi cu un angol de 7,2 grade. Cu acest angol el a înțeles faptul că trebuia să multiplice 800 de kilometri pentru 50 și el a obținut, pentru că 7,2 înmulțite 50 este 360 de grade, și el a înțeles deci că circumferența Pământului, înțeles că o sferă este de 40.000 de kilometri. Deci, din acest rezultat, el putea să înțeleagă faptul că Pământul, fiind un glob, el spunea, are o rază de 6.370 și ceva de kilometri. Dar este așa? Este într-adevăr așa? A fost experimentul lui într-adevăr corect? Da, experimentul a fost corect pentru că el a făcut numai niște lucruri și a văzut o umbră proiectată, deci nimic de obiectat în această privință. Numai că el făcea două ipoteze. Prima este că Pământul este un glob. El pornea de la această bază, Pământul este un glob, o sferă, pentru că, din punct de vedere filozofic, sfera este forma perfectă, deci Pământul trebuia să fie o sferă. Dar apoi el spunea, razele Soarelei sunt paralele între ele. Acest lucru nu este ciudat, pentru că dacă noi ne gândim la distanța între Pământul și Soare, așa cum ne spune știința, adică 150 de milioane de kilometri, și încercați să vă desenați Soarele și Pământul cu proporții corecte și la distanța în mod proporțional, veți vedea că această distanță este enormă dacă comparată cu dimensiunile relative ale Soarelui și ale Pământului, acest lucru însemnând faptul că razele Soarelui care ajung la Pământul trebuie neapărat să fie paralele. Dar eu cred că cu toți voi ați văzut razele Soarelui după o tempestă, sau seara, când este un pic noros, sunt un pic de nori în cer, și vedeți, într-o gaură norilor trec razele Soarelui și acestea nu sunt deloc paralele. Deci, Soarele trebuie să fie aproape, dacă razele aduc la un soare în mod convergent, nu? Soarele trebuie să fie mic, aproape de Pământul, și razele în acest sens nu sunt deloc paralele, ci sunt divergente. Numai că mulți care susțin ideea unui glob spun, e bine, dar razele Soarelui apar numai divergente, dar sunt paralele. Ne apar divergente din cauza prospectivei. Bine, ar putea să fie. Eu mă uit de pildă la calea ferată, o cale ferată care este toată dreaptă în fața și în spate. Eu văd că calea ferată converge la un punct în orizontul prospectic. Totuși, dacă eu mă invert, din nou văd calea ferată convergând la un punct la orizont prospectic.
Mie mi s-a întâmplat anul trecut să, seara, când deci soarele era deja jos, să fiu exact în mijloc razelor soarelui. Era mult praf, deci se puteau vedea foarte clar aceste raze și m-am pus, deci pentru a înțelege mai bine perspectiva razelor soarelui, m-am pus frontal la soare și am văzut că efectiv razele convergeau la soare. Dar apoi m-am pus de la cealaltă parte cu soarele în spate și dacă ar fi un fenomen legat la perspectivă, ar fi trebuit să văd razele convergând din nou și cu soarele în spatele. Nu, dar nu s-a întâmplat așa. Eu vedeam razele divergând. Deci, este evident că acest fenomen este un fenomen de convergere efectivă și nu de perspectivă. Și aceste raze converg la un punct care este soarele, dacă noi putem să-l asemenăm la un punct pentru care este departe. Deci, ipoteza lui Eratostene era greșită și ceea ce el a făcut este în realitate acest lucru. Un soare mic deasupra Siene, deci la tropicul Cancerului, proiectează o umbră cu un băț plantată la Alexandria și, deci vedeți, soare este aproape, este micuț și pământul este plat. Se verifică oricum că reușim să măsurăm acest angol de 7,2 grade. Dar ce înseamnă acest angol? Înseamnă că dacă noi avem aici 800 de kilometri, aici avem un angol de 7,2 de grade, aici această dimensiune, această înălțime este de 6300 și ceva de kilometri. Deci, Eratostene nu a ajuns să măsoare raza globului, totuși a măsurat ceva foarte important, adică înălțimea soarelui când soarele este deasupra tropicul Cancerului. Vom vedea în viitor că mișcându-se asupra Pământului nu menține mereu aceeași înălțime. Când este asupra acestui tropic, este în punctul lui cel mai înalt, înălțimea lui variază și între 6.000 și ceva de kilometri și 3.000 și ceva de kilometri. Oricum, aceste lucruri vor fi văzute în viitor, vor fi analizate în viitor. Eu vă salut, vă mulțumesc mult pentru că m-ați urmărit în acest video și la revedere la videoul următor. Ciao, ciao!